ciobănesc german cu păr lung sau varianta căpriță a câinilor. Ea e Iris. Așa cum v-am promis, revin cu evoluția ei. Acum vreo 4-5 zile nu umbla în lesă, acum mergem în lesă. Face șezi când ne oprim și învață culcat. Așa e Iris. Pas! Pas! Nana! Exact ce ziceam de partea cu căprița. Încă mai lucrăm la aspectul ăsta, să o ducem la partea canină, să lăsăm caprele la o parte. Bra. Iris, culcat. Culcat. Încă trebuie să o convingem puțin. Culcat. Bravo. Șezi. Pas. Bravo, Iris. Haide, hai să vedem. Poți să mergi până la vale fără să sari. Fără să fii căpriță. Șezi. Bravo, Tom. Bravo. Pas. E. Șezi. Iris, aici. Iris, aici. Bravo! Bravo, Iris. Bravo. Culcat. Na. Încă mai avem de lucrat la aspectul culcatului și statului în poziția culcat, să rămână mai mult în poziție. Dar având în vedere că nu știa să umble în lesă, nu era obișnuită să umble în lesă, acum face culcat, în câteva zile e evoluție mare. Bravo, pas! Ne vedem în video următor!